Marius s-a transmis în această după amiază, un mesaj pe antena Play susținătorilor, spunea că în această săptămână este Mirele Săptămânii și se ocupă de tot ceea ce înseamnă organizare, curățenie și lucruri de genul acesta și că au început să-i plac aceste responsabilități. Cumva era un mesaj subînțeles că i-ar plăcea să mai fie Mirele Săptămânii și vineri. Apoi a vorbit și despre scrisoarea ce s-a discutat în live și i-a spus și Ioanei că nu e nicio tragedie până la urmă pentru că nu a fost jignită și că nu e motiv de supărare. Marius mai zicea că până la urmă a înțeles Ioana acest lucru și îi mulțumește și pentru aceste scrisori care îi critică și mai spunea că totul a fost cu măsură. Apoi a enumerat câteva dintre calitățile Ioanei și mai zicea tot Marius că nu a simțit niciodată că își bate joc de el.